George Zănoagă și Iancu Sterp s-au luptat în această seară în Cușcă, în gala RXF, pentru centura competiției. Ambii, până în acest moment, au mai intrat de câte două ori în ring, reușind de fiecare dată să iasă învingători. După acest meci, cei mai puternici luptători au plecat cu o victorie, dar și cu o înfrângere. Emoțiile au fost la cote maxime atât pentru rivalii, cât și pentru susținătorii lor, care cu stat cu sufletul la gură până în ultima clipă. Ambii adversari, foarte bine pregătiți și capabili, au ținut în suspans publicul pe tot parcursul meciului. Cu mișcări foarte bine calculate, au reușit să se mențină pe poziții unul în fața celuilalt. Din meciurile pe care le-a avut până acum, Iancu a recunoscut că acesta a fost o adevărată provocare și că știa încă de la început că sunt șanse egale pentru victorie și pentru înfrângere. După luni bune de antrenament și multe ore petrecute în sala de sport, câștigătorul din această seară care a plecat acasă cu centura a fost George Zănoagă. Fratele lui Alex Zănoagă a fost desemnat învingător, sub aplauzele publicului. După terminarea meciului, cei doi s-au îmbrățișat prietenește. După o pauză de circa un an, Ian Sterp a acceptat să intre din nou în cușcă, după ce și-a reglat conturile, la propriu, cu conducerea RXF. Acesta a avut de ales să lupte fie împotriva lui George Zănoagă, fie împotriva lui Fachiru, alegându-le, în cele din urmă, pe fratele lui Alexandru Zănoagă. Chiar dacă a fost încă de la început conștient că un astfel de meci nu este deloc ușor și că are un adversar pe măsură. Fratele lui Culiță și-a dorit să-și depășească limitele și a reușit să obțină experiență valoroasă în cușcă, alături de unul dintre cei mai buni oponenți. La fel ca Ina cu și George Zănoaga a fost susținut de familia sa în cadrul meciului. Fratele său, Alex să nu agă, dar și părinții lui l-au îmbrățișat și încurajat înainte de a intra în ring.